Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cum arată campingurile acum? Sper că mult mai bine ca pe vremuri. E în revenire moda asta. Cu campingul, cu cortul? Cortul, cu autorulote, cu... Serios? Autorulote e de lux, îmi pare rău. Sunt prețuri foarte mari la autorulote. Păi e, dar, dar cu cortul... Da, te costă și la cort, cam pare, asta e un pic. E, da, da, este foarte puțin. În comparație cu camera de hotel, iată, categoric, da, chiar, da, așa e, da. Puțin, da. Dar avem o poveste de la cort cu Vera Jourova, care este vicepreședinta Comisiei Europene în vizită România. Acum, ea e ce hoaică. Așa. Și pe vremea lui Ceaușescu a fost într-o excursie cu cortul și părinții, sper, că era mică, în Republica Socialistă România. Venise la mare. La noi la mare? Da, la mare. Erau campinguri la mare. Am stat și eu în campingurile alea. Ea avea 7 ani. De fapt, am plinit 7 ani, se înțelege, chiar când erau în România, într-o escală, presupun, undeva pe o pășune. Și zice că părinții aveau și un tort pentru ea, urma să sărbătorească. Ce frumos, ai 7 ani, unde sărbătorești tu ziua? Pe o pășune undeva în România, la cort, de neuitat. Vremuri. Da, și tortul, i l-a mâncat o vacă, tortul. Zice, deci a dat un interviu pentru Digi24 și întreabă reporterul Alin Borcea, zice, îi spune, nu știam că este izlazul pe care animalele se mișcau în fiecare noapte. Deci ei s-au pus cu cortul și ei pe izlaz. Acolo au văzut un câmp, era târziu, veneau cine știe, cu Skoda aia 120, păr din Cehia. Da. Mergi, nene, adică trebuia să faci 3 zile. Bă, mai, paranteză, îi mai țineți minte, veneau pe polonez, sau n-aveți de unde să-i țineți minte, dar polonezii care veneau cu Fiat Polski din Polonia și se duceau la mare să vândă săpunuri pe plaja de la nudiști. Aici și veneau cu Fiat Polski, care era un tip de lăstun, cam atâta era. Uh-huh. Aveau cortul, tot ca la balon. Cum încăpeau în ele, exact, da. Exact, exact. Da, și veneau câte 4-5 și pe capotă era încă un Fiat Polski tot, sus pe acoperiș. Da, ne uitam la ei ca la Dumnezeu, că nu, cel puțin eu eram puști mic, nu știam că o duc și ei mai greuți, exact. Așa. Ce greu aveau săpun! Înțelegi? Ce greu aveau săpun, care mirosea frumos. Luai săpunul ăla și după aia îl dădeai la medici. Aveau fa. Nu te, aveau fa și săpunul Lux și cred că mai era și Rexona, ceva de genul ăsta. Da, da, da. Băi, nu te atingeai de săpunul ăla, se punea între rufe, săpun de la polonezi și se dădea... Aveau niște tablete, nu știu, repet, eram foarte, nu mai știu exact, erau niște tablete, niște pastile ceva, nu știu... Alea erau niște pastile pentru a doua zi mai dădeau și mai știu. Erau și niște pastile pentru înainte mai... Nu știu despre ce erau vorba, dar știu că le vineau niște tablete, nu știu. Da, eu eram mai student și mai luam de la polonezi în vremea respectivă. Dar săpunurile alea erau marfă de șpagă, serios. Am plecat când am fost și eu odată cu cortul, mă rog, am fost de mai multe ori, dar una dintre plecările cu cortul la mare a fost într-un tren, era un tren faimos pe la ora 12 ziua, se ducea la mare, era supraaglomerat. Uh-huh. Și am reușit să intru cu amicul meu și cu sora lui, aveam un cort, ăla a zis că aduce el cortul, că face el rost de cort. Și a venit, mă, băiatule, cu un cort, avea cam 50 de kilograme cortul respectiv, asta am descoperit când a ajuns cu el la gară. Și l-am întrebat, bă, dar de ce este atât de greu cortul tău? Și mi-a spus, atunci am aflat că era un cort practic de 6 persoane care avea și verandă, înțeleg? Era un cort nu se putea transporta decât cu mașina. Bă, l-am târât până în campingul ăla 50 de kilograme și acolo ne-am chinuit să-l montăm vreo 4 ore, am descoperit că nu are toate bețele. Deci a fost un coșmar, mă rog. Asta, cortul era o aventură în sine, în fine. Și am mers între vagoane, adică... 0728 3D1 3D2, dacă tot am început. Dacă aveți întâmplări cu cortul, puteți să ne dați, că poate face mai multe intervenții cu asta. Apropo de mesaje, Biseptol erau asta-i pastilele alea. 0728, că sunt deja 20-30 da, de mesaje cu Biseptolul pe care îl vindeau. Și lângă noi, adică între vagoane acolo, în spațiul ăla, la burtuf, cum ar veni, doar acolo am găsit loc. Uh-huh. Și mai eram cu 2 cehi și un polonez, care ei umblau prin Europa cu trenul. Erau studenți. Și care au scos o sticlă. Băi, era o căldură, erau 40 de grade în spațiul ăla. Practic stăteam unii în brațele celorlalți și cu cortul și cu bagajele, cu rucsacul, ce mai aveam. Și ei au scos o sticlă de lichior de banane cubanez, care și ăla cred că avea vreo 40 de grade, știi? Și asta e, ne-am apucat să bem. A fost un coșmar. Și a apărut în cele din urmă, a apărut nașul, undeva prin zona Fetești. Așa a venit nașul. Noi nu aveam bilet, evident, se mergea cu nașul, dar nici nu m-a interesat. Când a prins cehii și polonezul, a zis, gata, asta este ziua mea, ne-am scos. Și și-a deschis porthartul ăsta, a fost, știi, ca o, na, și nu știu cum mai acum, avea o geantă, o geantă de piele maro, pe care țineau pe burtă, așa. Și zice, ea, i-a făcut semne. Și i-a deschis, zice, bagă. Și
Și ăia, probabil că au înjurat, au nu știu ce, și au scos, au început să scoată pachete de țigări ce aveau ei și săpunuri. Și ăsta făcea, da, mai bagă, mai bagă. Și ăia protestau, dar ți-am dat destul. Nu, mai bagă, mai bagă, înțelegi? Ăia săracii de ei aveau bilet, dar rataseră trenul și erau în alt tren. Deci plătiseră, oamenii plătiseră un bilet. Nu contează, nașul îi făcea de orice. Nu contează. Deci asta este cu corpul. Eu mă aduc aminte că pe vremuri era deplasarea către mare, era... Era o aventură în sine. Era o aventură în sine, da. Dacă mergeai cu trenul, era ok, cum zici tu. Am mai mers și cu mașina. Ei mei n-aveau mașină, dar mergeam cu câte un prieten sau rude și așa mai departe. Păi și erau mulți în mașină, era o căldură de unde aer condiționat în Daciile alea. Era ceva, era coșmar din punctul ăsta de vedere. Bun. Asta e. Și doamna Jurova, deci era aici în țară și i-a mâncat vaca tortul. Săraca. Zice, o întreabă jurnalistul de la Digi24, ați dat peste oi pe islasul respectiv? Și ea răspunde, zice, nu, vaci, mi-au mâncat tortul aniversar. Și întrebarea mea este, că asta m-a intrigat aici. Bă, de unde aveau ei tort cehii? Că ea veniseră cu mașina, se ducea la mare. Și opriseră pe un izlaz la un moment dat. Și pe izlazul respectiv i-a împlinit 7 ani și părinții i-au pregătiseră un tort. Se înțelege că aveau deja tortul pe care nu țineau un cort, că nu cred că au intrat vacile în cort să-i mănânce tortul. Îl țineau undeva afară, lângă, la rece, cred. De unde avea ea tort în România comunistă pe un izlaz? Că nu se găsea tort, nene, ăla e. De unde găsiseră ei pe un izlaz tort? Asta nu înțeleg. Poate era un soi de prăjitură, așa mai, nu neapărat cu... Da, de casă. Veniseră cu tortul din Cehia lor. Nu, măi, cred că l-au comandat aici. Da. Zici, l-au comandat. Unde, mă, l-au... Unde găsim, mamă, și noi un tort? Hai, mă, nu... Dăm două săpunuri. Cred că dacă erau cehi, cine știe, tot cu un săpun, cu un parfum, cu ceva, au reușit. Un salam de biscuiți. Cum se făcea pe vremea aia, știi, da. Și... Bun, era salamul de biscuiți ăla făcut. Ești un nostalgic. Zice, foarte drăguț, zice, doamna Jurova s-a supărat, dar a iertat vacile românești când i-au explicat părinții că armata română nu a invadat în 1968. Bravo. Citez. Avem acest lucru în suflet, credeți-mă, este o legătură importantă. Chiar am iertat vacile că mi-au mâncat tortul când mi-au explicat părinții asta. Mă, băiatule! Aia, la 7 ani, da, era... Cum vine de se leagă totul? Vezi, da, și ajuns politician. Da, cum, exact. Cum vine de se leagă, știi? Mă, ale naibii, vaci românești. Nu, Vera, să nu condamn vacile românești, pentru că românii nu ne-au invadat, deci vacile românești pot să mănânce orice vor de la până noi. Și tortul tău. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.